analizul documentației, am constatat că sunt îndeplinite condițiile legale și vă rog să-mi dați voie să citesc procesul verbal încheiat astăzi al ședinței Comisiei de Validare a Consiliului Local Orașului și Județul Timișoara. Azi 23.06.2016, Comisia de Validare a Rasei de Consiliul Local Orașului și Județul Timișoara, întrunită în ședință, a examinat în conformitate cu prevederile articolului 31 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate în rândul consilierilor locali aleși și în cazul supleanților. Având în vedere că domnul Berec Ștefan a renunțat la funcția de consilier local, întrucât a optat pentru funcția de consilier județean în Consiliul Județean Sălaj, propunem validarea supleantului în persoana domnului Vida Ianu Șanta, pentru care UDMR Filiera Sălaj a confirmat în scris apartenența acestuia la UDMR. Ținând seama de cele de mai sus, Comisia de Validare a hotărât să propună validarea unui număr de 17 consilieri, conform tabelului pe care îl voi citi acum. Citiți, doamna Acea din Ana Maria din partea UDMR, domnul Balint Iosif din partea PNL, domnișoara Cordi și Andrada Ioana din partea PNL, domnul Costelaș Ioan Cristian din partea PNL, domnul Cosma Leodin Marcel din partea PNL, domnul Crețeanu Viorel din partea UNPR, domnul Faina Teodor PSD, domnul Ghilean din partea PSD, domnul Cun Adrian Cătălin din partea PNL, domnul Lazar Ioan Radu din partea PNL, domnul Lorin Țapila din partea UDMR, domnul Bogdan Mihai din partea PNL, domnul Pop Cornel din partea PNL, domnul Pop Cornel Radu din partea PNL, domnul Pop Silvășan Dan Ioan din partea PSD, doamna Tala Rodica Carmen Licia din partea PSD, domnul Vida Ianoș Antal din partea UDMR. Acum, în ordine alfabetică, să spunem la vot. Deci așa sunt... Trebuie consiliere la vot. Sigur, acum individual. Acum și citim în ordine și spunem la vot pe fiecare. Deci pentru doamna Acea din Ana Maria. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Doamna Acea din unanimitate. Pentru domnul Balint Iosif. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Deci domnul consilier este unanimitate validat. Pentru domnișoara Cordi și Andrada Ioana. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Doamna Cordi și-a primit majoritatea de vot. Pentru domnul Costelaș Ioan Cristian. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Domnul Costelaș este ales cu majoritatea de vot. Pentru domnul Cosma Leontin Marcel. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Domnul Cosma este validat consilier. Pentru domnul Crețeanu Viorel. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Domnul Crețeanu este validat ca și consilier. Domnul Faina Teodor. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Domnul Faina este validat ca și consilier. Domnul Ghilea Ioan. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Domnul Cun Adrian Cătălin. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Domnul Cun este validat ca și consilier. Domnul Lazar Ioan Radu. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Domnul Lazar este validat ca și consilier. Domnul Lorin Țapila. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Domnul Lorin este validat ca și consilier. Domnul Loga Mihai. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Domnul Loga este validat ca și consilier. Domnul Pop Cornel. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Domnul Pop Cornel este validat ca și consilier. Domnul Pop Cornel Radu. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Domnul Pop Cornel este validat ca și consilier. Domnul Pop Silvășan Dan Ioan. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul Pop Silvășan este
candidat ca și consilier. Doamna Tala Rodica Carmen Licia. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Doamna Tala este candidat ca și consilier. Și domnul Vida Ianoș Antal. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul Vida este validat ca și consilier. Deci, se adoptă hotărârea numărul 52/23/06/2016 privind validarea consilierilor. Trecem la punctul 3 a ordinii de zi, depunerea jurământului de către consilier. Învit pe domnul consilier, acordul mandatei au fost validat să se depună jurământul în fața consiliului. Vă fac un scurt că, în conformitate cu prevederile articolului 32, din legea numărul 15/2001 a administrației publice locale, republicate cu modificările și completările ulterioare, consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept. Invit secretarul să dea citire textului jurământului în limba română, după care consilierul va da, după citirea numele său, în ordine alfabetică, va pune mâna pe Constituție și pe Biblie, dacă este cazul, va pronunța cuvântul jur și va înmâna jurământul de credință în două exemplare. Vă rugăm să vă intrați. Eu, consilier local, în cadrul Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei, județul Sălaș, în conformitate cu prevederile articolului 32 din legea 215/2001, administrației publice locale, republicate cu modificările și completările ulterioare, și articolul 7, aliniatul 1 din legea 393/2004, privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Așa să vă ajute Dumnezeu. Și acum în ordine alfabetică, fiecare consilier... Să citeți și în ordine alfabetică să veniți să depuneți rămâna. Asta e Ana Maria. Valentin Iosia. Corbiș Andrada Maria. Osma Leontin Marcel. Regeanu Viorel. Thank you.
Gheori Atila. Oprea Mihai. Pop Cornel. Jur. Pop Cornel Radu. Pop Silvășan Danion. Tala Rodica Carmen Lucia. Lucia. Vida Janos Anta. Vă rog să luați loc. Din legea 215/2001, administrației publice locale, republicate cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local se declară de ca constituit dacă, da, am ajutat deja, constituirea Consiliului Local se constituie prin hotărâre adoptată cu votul majorității consiliarilor locali, va-i da, declar constituit Consiliul Local al orașului Șimleu Silvaniei. Propuneri pentru alegerea președintelui de ședință, durata mandatului acestuia, necurcând fiind mai mare, e 3 luni de zile. Doamne președinte, domnul Ivan. S-a făcut o propunere, președinte, pe domnul. S-a făcut propunerea domnului Costelaș Ivan. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Costelaș. Da. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru încredere și continuăm ședința noastră cu următorul punct de ordine de zi. Depunerea jurământului de către primarul orașului și municipiului. Îl invit pe domnul prefect să prezinte hotărârea judecătorească de validare a jurământului orașului și Șimleu Silvaniei, domnul Țurcaș Septimiu Cătălin. Încheierea civilă numărul 414, adoptată în Camera de Consiliu din 22 iunie 2016 a Prefecturii Șimleu Silvaniei. Președinte, Mercu Aron Daniel. Se rog fiind soluționarea cererii formulate de birou electoral de circunscripție orășenească numărul 4 și Șimleu Silvaniei pentru validarea legii primarului Țurca Septimiu Cătălin din partea Partidului Național Liberal la legile organizate pentru autorități administrative publice locale din 5 iunie 2016, la apelul nominal făcut în Camera de Consiliu de astăzi, nu se prezintă nimeni. Procedura de citare este legală îndeplinită fără citarea părților. S-a făcut referatul clauzei de către grefierul de ședință, după care judecătoria, biroul electoral de circunscripție orășenească numărul 4 și Șimleu Silvaniei a registrat la judecătoria Șimleu Silvaniei în data de 7 iunie 2016 dosarul format în condițiile articolului 103, aliniatul 3 din legea 115/2015 în vederea validării primarului. Examinând
în scrisurile depuse la dosarul cauzei, care atestă situația voturilor valabile exprimate la legile din 5 iunie 2016 la secțiile de votare, instanța constată că nu au fost încălcate condițiile de eligibilitate, iar alegerea primarului nu s-a făcut prin fraudă electorală constatată în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale, potrivit articolul 58 din legea 215/2001. De asemenea, conform articolului 47 din legea numărul 334/2006, a fost depuse la autoritatea electorală permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți, precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei. Acestea au fost publicate în monitorul oficial în 14 iunie 2016. Prin urmare, instanța va admite cererea Biroului Electoral de Circumscripție în Părășinească numărul 4 și Leu Silvaniei și validează alegerea primarului Țurca și Cristin Cătălin din partea Partidului Național Liberal cu 4.224 voturi valabile exprimate la alegerile organizate în 5 iunie 2016 pentru funcția de primar al orașului și Leu Silvaniei. În baza articolului 59 din legea 215/2001, rezultatul validării primarului se va duce la cunoștință prefectului și consiliul local. Pentru aceste motive, numele legii hotărăște. Admite cererea Biroului Electoral de circunscripție orășească numărul 4 și Leu Silvaniei și validează alegerea primarului Țurca Septimiu Cătălin din partea Partidului Național Liberal la alegerile organizate în data de 5 iunie 2016 pentru funcția de primar al orașului și Leu Silvaniei de Tuțelaz. Rezultatul validării primarului se va duce la cunoștință prefectului și consiliul local. Sentință executorie dată în camera de consiliu și comisată în ședința publică din 22 iunie la sediul judecătoriei. Președinte, Mersu Aron Daniela. Mulțumim, domnule prefect. Îl invit acum pe domnul Țurca Septimiu Cătălin, la oameni și vreau să fac, să depună jurământul după care consilierii locali au depus și dânsi jurământul. Eu, Țurca Septimiu Cătălin, primar al orașului Șimleu Silvanie, județul Sălaj, în conformitate cu prevederile articolului 32 și articolului 60 din legea numărul 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, articolul 7 aliniatul 1 și articolul 14 din legea numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și pricepere pentru binele locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. Așa să ne ajute Dumnezeu! Articolului 57 alineatul 3 din legea 215/2001, viceprimarul este ales cu vot secret al majorității consilierilor locali în funcție din rândurile membrilor acestuia, iar potrivit articolului 57 alineatul 7 din legea numărul 215/2001, administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut. Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarului se face de către oricare din consilierii sau grupurile de consilieri. Drept urmare, vă rog să faceți propuneri pentru funcția de viceprimar, propuneri care vor fi trecute pe buletinele de vot. Deci vă rog să faceți propuneri. Propunerea lui Luna Zărioan. O propunere. Domnul Ionuț Aptila. Domnul Ionuț Aptila. Dacă mai sunt alte propuneri. Legat de procedura alegerii viceprimarului, vreau să vă aduc la cunoștință, domnilor consilier, că va fi declarat viceprimar candidatul care va obține votul majorității consilierilor în funcție, iar în cazul în care nu se va întruni această majoritate, se va organiza un al doilea tur de scrutin, la care vor participa candidații situați pe primele două locuri ca număr de voturi și va fi declarat ales viceprimar
candidatul care va obține cel mai mare număr de voturi în urma celui de-al doilea tur de scrutin. În caz de balotaj, se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor participa numai candidații care se află în această situație și va fi declarat ales candidatul care obține cele mai multe voturi. Și până se vor completa pledurile de vot, vă rog, domnilor consilieri, să oferez modalitatea în care vom exprima votul pentru alegerea viceprimarului. Fiecare consilier primește un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabină din lista candidaților, nu vor fi parate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților pe care consilierul nu dorește să-i aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care dorește să-l aleagă votantul. Cea de-a doua variantă. Pe buletinul de vot se scrie cuvântul da în dreptul numelui celui pe care doresc să-l voteze. Și varianta C, alte modalități pe care le veți propune dumneavoastră dacă considerați că niciuna din cele două, vă rog să alegeți varianta. Pentru prima variantă, cea cu barare. Domnul Fania Teodor. Domnul Adrian Cătălești. Domnul Lazar Ioan Radu. Thank you.
Lazar Ioan Radu. Lorenz Atila. Lazar Ioan Radu. Lorenz Atila. Lazar Ioan Radu. Lorenz Atila. Lazar Ioan Radu. 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 Lorenz Atila. Lorenz Atila. Lazar Ioan Radu. Lazar Ioan Radu. Lazar Ioan Radu. Lorenz Atila. Șase voturi pentru domnul Lorenz Atila. Candidatii pot să fie separate dacă au obiectiv să nu știu mai ce că a fost proiectul. Au acel drept. 11 voturi pentru domnul Lazar Ioan Radu. Dacă cineva are dubii, buletinile se pot vedea, inclusiv cei de folii candidați. Mergem mai departe. Următorul punct, se adoptă hotărârea numărul 55 din 23.06.2014 privind alegerea viceprimarului. Vă rog să supunem la loc. Nu mai se supune că a fost domnul secret. Se adoptă numai hotărârea acum. Viceprimarul a fost primul secret. Punctul 8 al ordinii de zi se referă la organizarea comisiilor de specialitate în principale domenii de activitate. În conformitate cu prevederile articolului 54 alineatul 1 din legea 215/2001 a administrației publice locale republicate, cu modificările și completările ulterioare, după constituire, Consiliul Local își organizează comisii de specialitate în principale domenii de specialitate. Propun că la nivelul Consiliului Local să funcționeze 4 comisii de specialitate după cum urmează. 1. Comisia pentru programe de dezvoltare economică și socială, buget, finanțe, servicii, comerț și agricultură cu 5 membri. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat al orașului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, turism, conservarea monumentelor istorice și arhitectură cu 5 membri. Comisia pentru activități social-culturale, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție pentru copii, tineret și sport, cu 4 membri. Comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului, culte și probleme minorităților, cu 3 membri. Dacă dumneavoastră doriți să fie incluse și alte domenii, vă rog să faceți propuneri. Dar menționez că aceste comisii acoperă întreaga sferă de atribuții convenite de lege Consiliului Local. Supun la vot numărul comisiilor propuse, domeniile de activitate propuse și numărul membrilor din fiecare comisie. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Și ajungând către finalul ședinței noastre, dacă dintre cei de față, cineva dorește să se adreseze, îl invit cu toată plăcerea să o facă.
Domnule primar, dacă doriți să... În sfârșit, mulțumesc după celelalte persoane. Dacă altcineva dorește. Domnule prefect, poftiți. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, mă bucur că a fost foarte operativ în constituirea Consiliului Local. Sper să fie înțelegere în mandatul de 4 ani care urmează, adică veți avea multe de făcut. Mă bucur că veți avea totuși continuitate. Aveți un primar care este la atâta mandatul al 4-lea. Înseamnă că proiectele care au fost începute bune vor fi duse la bun sfârșit și experiența acumulată în atâtea mandate va contribui la bunăstarea orașului dumneavoastră. Sper să aveți înțelepciunea toți consilierii, indiferent de culoarea politică, că vei educa în interesul comunității. Până acum a fost campanie electorală, fiecare a avut ambițiile electorale și politice. Acum ar fi cazul să uitați de ambițiile din perioada campaniei electorale, să aveți înțelepciunea, să vă puneți faptele, puterea dumneavoastră și înțelepciunea dumneavoastră, experiența dumneavoastră în interesul comunității, în interesul cetățenilor care v-au ales să fiți consilieri în orașul dumneavoastră. Le-ați promis multe și ar fi cazul promisiunea care le-ați făcut să le duceți la îndeplinire. Ca peste 4 ani de zile, cetățenii care v-au ales să fie mulțumiți de dumneavoastră și să aveți curajul să mai candidați pe mai departe. Cred că proiectele bune care le-ați făcut până acum, experiența acumulată, vă vor determina să fiți și mai activi, să schimbați mai bine partea orașului dumneavoastră. Cred că veți reuși dacă veți lucra împreună. Dacă nu veți lucra împreună, lucrurile nu vor merge cum trebuie. De-aia am încredere că veți reuși să lucrați împreună. Vă doresc mult succes! Doamna consilier, vreau mai să spun, subscriu la ce a spus domnul prefect și Iuliu mai nu spunea că în politică nu există dușman, ci numai adversari politici. Așa că să sperăm că o să fie totul ok. Și eu câteva cuvinte, exact ce spunea și domnul prefect Alina Orcu, și pentru tema trebuie să dar trebuie să muncim pe aceeași bancă, indiferent de culoarea pe care mâncăm. Și dacă populația și noi au și încredere în noi să ne aleagă și să ne pună însăi să conducem destinele orașului, cred că fiecare dintre noi trebuie să ne dăm silința să facem ceea ce este bine pentru oraș și ceea ce este bine pentru noi personal. Mulțumesc! Probabil că nici nu trebuia să mai conduc ședința și am vorbit destul de mult, dar nu pot să mă nu abțin să am câteva aprecieri. În primul rând vreau să-l felicit a doua oară pe domnul primar, am dat mâna la masă acolo pentru că a obținut rezultate și este primar în continuare în urbea noastră și să îi doresc ca să conducă cu pricepere, cu dăruire și cu dreptate. Desigur, consilierii trebuie să au o obligație, dacă vreți, nu numai morală, dar și special morală, ca să fie alături de cetățeni. Să aprobe și să gândească pentru cetățeni. Să aprobe hotărârile pe care Consiliul Local le adoptă în cadrul Consiliului Local. Eu sper, așa cum spunea un antivorbitor, că să lăsăm deoparte ambițiile politice, deși se pare că totuși sunt, ca și eu, sunt ambiții politice și persistă, din păcate, să ne unim și să vrem binele pentru Șimleu. Asta doresc. Să toți să gândească în unison și să vrea, pentru că cetățenii au încredere în noi, dacă ne-au votat, au încredere în Consiliul Local și noi trebuie să fim alături de cetățeni. Eu oricum vă mulțumesc pentru tot și să dea Dumnezeu să fie numai bine. Pentru faptul că sunt astăzi aici, alături de dumneavoastră, consider că este o zi în care se scrie istorie. Așa se scrie istoria în orașul nostru. Al doilea
motiv pentru care mă simt mândră este că echipa din care fac parte este și de data aceasta câștigătoare la înălțime, iar acest duet, domnul primar și domnul primar Septimiu Țurca și domnul viceprimar Radu Lazar, au demonstrat și în urmă cu un mandat că sunt o combinație câștigătoare. Îi felicit, le urez multă putere de muncă. Domnilor consilieri, le sugerez să plece urechea la cei care i-au votat, să treacă peste animozitățile politice și, având experiența a două mandate de consilier, pot să afirm astăzi aici că atunci am funcționat ca o echipă. Am certitudinea că și în acest mandat veți avea înțelepciunea de a trece peste micile ambiții și veți lucra în slujba celor care v-au votat. Dumneavoastră ne reprezentați astăzi aici și trebuie să fiți la înălțimea celor care v-au investit cu încredere. Primarul nostru este la al patrulea mandat, al patrulea cum cardinal, cu siguranță lucrurile sunt foarte bine așezate. Este o a patra etapă pe care eu aș numi-o a maturității, a înțelepciunii și nu avem nici cea mai mică îndoială, noi care am spus că este cea mai potrivită alegere pentru oraș, nu avem nicio îndoială că lucrurile vor fi din bine în mai bine. Vă urez tuturor succes, mă bucur, repet, mă bucur că astăzi sunt aici, că istoria se scrie în acest fel. Probabil ședința de astăzi a fost puțin mai aprinsă pentru că cei care sunt consilieri mai vechi sau mai noi vor să arate că sunt prezenți aici și că sunt vocali sau mai puțin vocali. Ședințele de Consiliu Local cu siguranță vor fi constructive și vor fi în folosul orașului, în folosul cetățenilor, prin hotărârile care vor fi adoptate. Repet, vă urez succes din toată inima și consider că sunt purtătoarea de cuvânt a multor cetățeni care au convingerea că sunteți o echipă care veți lucra pentru noi. Vă mulțumesc și la mai mare! Dacă mai dorește cineva, domnul deputat Bode, aveți cuvântul. Mulțumesc! Domnule primar, domnule prefect, doamnelor consilieri, domnilor consilieri, doamnelor, domnilor invitați, aș vrea să încep cuvântul meu prin a vă felicita, prin a felicita administrația șimleoană, administrația care își încheie, practic, azi mandatul de 4 ani, 2012-2016. A fost, în opinia mea, un mandat de succes în interesul șimleoanelor. Ați reușit să deveniți un model de administrație în interesul șimleoanilor, ați reușit să fiți priviți cu foarte multă admirație și cu respect de către celelalte administrații din județul nostru. Sunt subiectiv, categoric, în intervenția mea, fiind reprezentantul Șimleului în Parlamentul României, dar de departe, Șimleul Silvaniei este și sunt convins că va rămâne cel mai frumos oraș din județul nostru. Pentru acest lucru, eu vreau să îl felicit pe primarul orașului, Septimiu Țurcaș, să îl felicit pe domnul Berec, fostul viceprimar al orașului, să-i felicit pe toți cei care, din diferite motive, nu au mai candidat pentru un mandat de consilier local. Am convingerea că în următorii 4 ani, categoric, disputele politice s-au încheiat pe 5 iunie seara. Dar dezbaterile de idei,
fie că vorbim de stânga, fie că vorbim de dreapta, sunt absolut convins că vor continua. Dezbaterile în Consiliul Local, în tot ce înseamnă proiecte de modernizare a orașului Șimleu Silvaniei, sunt necesare și sunt convins că vor duce la a arăta județului încă o dată, județului Sălaj, că Șimleul a fost, este și va rămâne una dintre cele mai frumoase administrații din județul nostru. Aveți proiecte frumoase încheiate, aveți proiecte frumoase în derulare, sunt absolut convins că după 4 ani veți trage linie și veți putea să vă mândriți cu faptul că ați fost primar, viceprimar, consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei. Din punctul meu de vedere, toată susținerea și tot sprijinul în plan legislativ, sunt absolut convins că așa cum am făcut o echipă până în acest moment cu fosta administrație, din de azi începând, sunt partenerul dumneavoastră și consider că putem să facem echipă, indiferent de culoarea politică, pentru dezvoltarea orașului Șimleu Silvaniei. Vă felicit pentru mandatele de consilier local obținute, vă felicit domnule primar pentru cel de-al patrulea mandat de primar, vă felicit domnule viceprimar și vă doresc tuturor mult succes în activitatea următorilor 4 ani. Doamne! Dacă cineva dorește să mai ia cuvântul, vă rog. Domnule viceprimar, adunați vă postiți. Domnule prefect, domnule deputat, domnule primar, colegi, stimați invitați, vreau să vă asigur de la mea recunoștință pentru ceea ce ți-a votat în urmă sale, în urmă cu câteva momente. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care m-au votat, chiar și din alte partide, în mod special, și celor care nu m-au votat. Să mulțumesc, nu în ultimul rând, cetățenilor care în cinciune ne-au trimis pe toți în acest Consiliu. Vreau să vă spun că această funcție, pe lângă că mă onorează, prezintă și o mare responsabilitate. Sunt obișnuit, am mai ocupat această funcție de viceprimar, așa că știu ceea ce trebuie să fac și cred că voi face bine. Aș încheia cu dorința mea, de a vă spune dorința mea, ca la final de mandat, peste 4 ani, să mă pot uita în ochii oricărui concetățean de-al nostru, indiferent de etnie, religie sau culoratură politică, și să facem lucrul de făcut. Vă mulțumesc! Spor la treabă tuturor! Al patru ori am mare emoții. În primul rând mă plec cu respect în fața șibloanilor care m-au reconfirmat în funcția de primar al orașului Șimleu Silvaniei. Dacă de-a lungul istoriei, sigur am venit în 2004, fiind ales de 31% dintre cei prezenți la vot, mă bucur că acum am fost ales de 32% din totalul celor care au drept de vot în orașul Șimleu Silvaniei, respectiv de aproape 78% din cetățeni. Înseamnă că după 12 ani, eu spun că lucrurile au mers din ce în ce mai bine. Și datorită șimleanilor, mă aflu aici, împreună cu o echipă puternică. Șimleanii au decis în 5 iunie, într-o proporție de peste 50% din cei prezenți la vot, că acest Consiliu Local trebuie condus de către Partidul Național Liberal. În concluzie, majoritatea consilierilor locali aleși sunt de la Partidul Național Liberal. Mă bucur că în această sală este familia mea, cărora le mulțumesc pe rând fiecăruia, părinților mei, familiei mele, soției, uneia dintre băieți care este aici, pentru că întotdeauna m-am susținut. N-am fost de fiecare dată foarte mult pe acasă, datorită faptului că
Evident, munca de primar nu este una ușoară, dar întotdeauna am avut înțelegerea lor și lucrul acesta, eu zic că s-a văzut în rezultatele care le-a obținut acest oraș. În al doilea rând, aș vrea să-i mulțumesc fostului meu coleg de echipă, domnului Berac Ștefan, cu care în ultimii 4 ani am avut o relație de echipă deosebită. Și să-mi exprim oarecum un regret, dar și o bucurie. Regretul pentru că formațiunea politică UDMR la nivel de județ a fost prea ambițioasă și a considerat că nu poate să facă cu Partidul Național Liberal nici într-o comună, nicăieri, nicio asociere. Vă mărturisesc că împreună cu colegii ne-am propus să susținem viceprimar din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor, dar nu mi-aș fi imaginat că nici măcar în I, UDMR și PNL nu poate să facă echipă. În acest context, având în vedere faptul că Șimleu este reprezentat de 23% din cetățeni de etnie maghiară, îmi doresc ca în echipa de conducere a orașului, respectiv primar, viceprimar și city manager, să facă parte un reprezentant al UDMR-ului și lansez public această invitație. Astăzi sunt convins că vor găsi persoana potrivită, care alături de mine și de viceprimarul ales, să putem face cu adevărat echipă, pentru că în structura, în vechea structura Consiliului Local, eu zic că am lucrat foarte bine și oamenii ne-au premiat, să spun, cu voturile din 5 iunie. Aș vrea să mulțumesc în același timp colegilor din echipa din primărie. Sunt oamenii fără de care majoritatea proiectelor pe care le-am pus în aplicare nu aveau loc. Sunt oameni care, nu toți din păcate, dar mulți dintre ei, care știu să stea și până la 10 noaptea dacă trebuie, să stea în primărie și să se implice total pentru ca ceea ce ne-am propus noi, lucrurile bune pentru oraș, cele pe care le așteaptă și milioanii noștri, să fie puse în aplicare. Vă mulțumesc din suflet. În același timp, să-mi exprim speranța că noua echipă de consilieri aleasă în orașul nostru va lucra într-o singură direcție. Și în politică, spunea un coleg înainte că sunt ambiții, sigur, evident, sunt ambiții, dar aceste ambiții trebuie să fie constructive, nu destructive. Eu sunt convins că viitoarele proiecte pe care le vom gândi împreună pentru orașul nostru vor fi doar în favoarea celor care ne-au trimis aici. Nu cred că a existat vreodată în ultimii 12 ani când un coleg, indiferent din care formațiune politică, să vină cu o idee bună să nu fie pusă în aplicare sau să nu ne străduim să o punem în aplicare. Pentru că idei de genul, nu știu, a unui mare politician în ghilimele, că Șimleul Silvaniei trebuie să scăpăm de, cum spuneai, de ciuma portocalie, în gânfatul politicii românești, sau idei de genul care gândesc că Șimleul, pentru că are o altă structură politică, trebuie să dispară de pe harta județului Sălaj, sunt idei pe care le au, din punctul meu de vedere, doar oameni care sunt bolnavi psihic. Și oamenii normali la cap nu pot să gândească așa. Pentru că aceia care gândesc așa uită că în orașul Șimleu Silvaniei au primit voturi și de la cetățeni din orașul nostru și dacă mai puține și măcar din respect pentru ei n-ar trebui să se comporte așa. Eu îmi exprim o speranță așa foarte, foarte, o speranță care probabil nu se va realiza, că totuși Consiliul Județean puțin se va lumina puțin mai mult în sensul în care, în condițiile în care orașul Șimleu Silvaniei în fiecare an din impozitele șimleoanilor aproximativ 30 de miliarde de lei Consiliului Județean și se întorc în 12 ani de când conduc 700 de mii de lei și se duc 10 milioane de euro, sau cât e 12 ori 30, aproape 10 milioane de euro, cred că ați putea dumneavoastră să faceți socoteala care este punctul de vedere și corectitudinea pe care o aruncă Consiliul Județean Sălaj spre orașul Șimleu. Mă rog, noi oricum suntem obișnuiți pentru că am fost întotdeauna în opoziție, dar poate că reușim fiecare dintre noi să trecem peste pasul ăsta în care ne gândim strict la formațiunea politică pe care o reprezentăm.
și eu și echipa mea îmi doresc acest lucru și sper că ajutat și de ceilalți consilieri locali. Eu vă mulțumesc și îmi exprim toată disponibilitatea. M-am străduit cu bună credință să fac lucrurile bune în acest oraș și eu cred că am fost recompensat prin votul unui număr mare de cetățeni. Sigur că de fiecare dată am mai avut ăștia plimbători de ziare și oameni care s-au ocupat de chestii care sunt direct proporționale cu caracterul lor, dar, în general, majoritatea oamenilor din acest oraș s-au comportat așa cum se cuvine și aș vrea, în final, să mulțumesc contracandidaților mei și formațiunilor politice pe care le reprezintă pentru modul civilizat în care s-au comportat în campanie electorală, mod cu care, din păcate, până în această campanie electorală, eu n-am fost obișnuit. Vă asigur de toată prietenia și respectul meu și îmi doresc încă o dată ca viitorul Consiliul Local să funcționeze doar în interesul cetățenilor. Vă mulțumesc! În aceste condiții, stimați colegi, vă rog să îmi dați voie să declar închise lucrările ședinței de constituire a Consiliului Local. Vă mulțumesc!